Nu se vor dezvălui secretele universului, dar nici însemnătatea întâlnirilor secrete ale francomasonilor. Însă cei interesați de acest enigmatic cult, masoneria, vor putea vizita Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat, instituție culturală care va găzdui o expoziție temporară despre masonerie, în colaborare cu Muzeul Bruckenthal din Sibiu. Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat va fi vineri gazda unei expoziții inedite. Muzeul va găzdui, începând de vineri, 14 septembrie, o expoziție inedită, obiecte masonice ale lojei masonice sibiene la Sfântul Andrei la cele trei frunze de Nufăr 1767-1790. Este o expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Bruckenthal. Este pentru prima dată când muzeul organizează o asemenea expoziție și credem noi că va atrage atenția celor care doresc să cunoască fenomenul masonic din România. Expoziția cuprinde peste 60 de obiecte masonice care au aparținut masonilor din Transilvania și este inedită pentru publicul făgărășan datorită rarității pieselor care fac parte din patrimoniul muzeului sibian Bruckenthal. Această expoziție va fi însoțită și de un catalog de expoziție realizat de Muzeul Bruckenthal și sperăm că măcar o parte din întrebările pe care noi, cei care suntem în afara acestui fenomen, ni se vor lămuri aceste întrebări. Vineri expoziția va fi vernisată la ora 13 și să sperăm că va fi onorată cu personalități de seamă atât din orașul nostru cât și din afara lui. Expoziția este temporară și va fi deschisă publicului interesat de mister timp de 2 săptămâni.